Asta poți să tai. Dar mai du-te și... Ce faceți? Îl știți pe Toma, care face stand-up. Eu sunt Toma, sunt adult. Vorbește doar ea și ajunge să se certe cu ce crede că aș fi vrut eu să zic. Trebuie să mă duc la asigurări să explic lui ăla. A venit, domne, câinele la mașină, să dădea cu capul de far. Toma, pe lângă că face stand-up, are și un canal de YouTube unde desenează, meșterește, răspunde la întrebări, de-astea. Noi ne cunoaștem de mult, m-a invitat la studio și m-am gândit că dacă tot ne vedem, hai să și filmăm un truc. El apreciază magia, dar este și foarte analitic. De fapt, cred că de asta îi și place, că îi dă satisfacția de a desluși un mister. Îi place să caute secretul din spate, să găsească o explicație logică, să deconstruiască totul. De-aia o să merg și o să-i arăt un truc simplu. Atât de simplu, că nu ai ce să analizezi la el. Nu e vizual, nu e spectaculos, nu e complex, dar pune pe gânduri și cunoscătorii, tocmai prin simplitatea lui. Fantoma? Hei, ce faceți? Salut, Vlad! Prezintă-mi studioul. Să-ți prezint studioul. Aici o să stăm noi, în partea asta. Asta o să folosim astăzi, o punem aici în jos. Vrei să arătăm? Asta folosim. Păi astăzi. Da, asta facem... Nu știu ce facem cu ea, vedem ce facem. Nu știu exact ce facem, dar facem... Și-a luat n-are micul Toma și-a luat un set de magie pentru copii să facem un filmuleț pentru canalul lui. Nu am, nu are instrucțiuni. Chiar nu are instrucțiuni. Mi-au zis de acolo că mi-au dat o adresă. Da, ar trebui să... un magician ar trebui să cunoaștem și noi pe cineva asta care... Asta am zis. Că trebuie, dacă tot am cumpărat-o... minimul de habar, da. Mi-am sunat pe tine, stai aici aproape, am zis... Aici în spate mai am și zona aia de filmat, am niște agățări. Nu o să ridic asta. Vrei să ridic asta? Nu, mă uit așa. A, aia alea, pentru când meșterești. Când meșteresc eu, da, ca să dai impresia că știu ce fac. Da. Așa și partea aia de podcast. Și aici eu de... Bă, ce tare. Asta e unde stăm și vorbim și mai puțin de lucruri interesante. Bine, păi... Și acolo e la Toronto, la Alex. Făceam research pentru tine. Celebrul. Hai să facem un pic de setup aici. Ce zici că? Am scos cartea aia cu înnoitură, că se vede denivirată în pachet. Ah, da, cum vrei. Sau faci cu cărțile tale, că sunt mai bune, mai ușor. Nu, cu cărțile tale, nu vreau să de asta, ți-am zis... Nu e mai de asta, să le... nici tu mai ușor cărțile, că sunt proaste. Irelevant, astea. Pentru irelevant, că... Deci hai să explicăm. Trucul e așa, i-a zis lui Toma să-și aducă pachetul lui, da? Pe care eu nu vreau să pun mâna. Trucul eu nu că n-o să pun mâna, nici nu mă uit. O să stau, uite... Mă uit ca să nu zici că mă uit, o să fac ăsta să fie... Nu, o să, ca... nu, dar să fie clar că nu pot să văd în ăsta ce faci tu. Da? Ești pregătit? Bun, deci eu nici nu mă uit la tine, nu ating cărțile, totul se va întâmpla, deci stau, uite așa. Când mă întrebi asta cu dacă ești pregătit, simt că mint când zic că sunt pregătit, că te știu. Ideea că vreau să fie un truc simplu, în sensul că eu nu o să ating nimic, nici nu mă uit, stau cu spatele tot timpul. Ai un pachet de cărți în mână, da? Am un pachet de cărți în mână. Amestecă-le. Important să fie foarte bine amestecate. Te-am zis că poți să le tai cu o mână? Fă și asta dacă consider că le amestecă mai bine. O să le dau pe jos, ca să știi. Bun. Pentru că încerci să le tai cu o mână. Am tăiat cu o mână. Sunt amestecat. Bun. Acum pune-le pe masă și taie-le în 5 pachete. 5? 5. 1, 2, 3, 4. Hai să le dăm mai jos, să fie să intre în cameră. Și 5. Am făcut 5 grupe de cărți. Alegeți unul dintre ele oricare. Am ales unul din ele. Mai amestecă-l un pic. Pe ăsta pe care l-am ales? L-am amestecat. Acum uită-te printre ele și așa. Alegeți în mintea ta o carte de acolo și țin-o minte. Nu uita orice ar fi. Ah, sunt alea care se le fac pe stânga. Eu le, o să obișnuiesc să le dau pe dreapta. Ok. Gata? Da. Bun, mai amestecă-le un pic. Ok. Dar nu zic nimănui carte, nimic, atât? Doar o... Nu, doar în capătul să ți alegi carte. În capul meu. Acum ia pachetul, întoarce-l și pune-l pe oricare din pachetele celelalte și după aia pe celelalte în ce ordine vrei tu. Peste una peste alta și le amestecam, înțeleg. Și le tai odată la sfârșit. Le mai tai odată, să fie tăiat. Gata.
Gata? Da. Pot să mă întorc? Poți să te întorci. Bun. Parcă urmează să dau un examen, am emoții de fiecare dată. Nu. Așa. Știi că magicienii au tot felul de metode să facă să-ți apară cartea. Spre exemplu, te întreabă, cum te cheamă? Tom. Și ia cărțile și zice, T-O-M-A. Îți arăt. Sau te întreabă, zi-mi un număr de la 1 la 52 și numără fix numărul ăla. Sau, dă cu ele de geam și cartea apare pe partea cealaltă. Da. Sau, nu știu, are un plic și în plic sigilat e fix cartea ta semnată. Sau, dă cu ele în aer și după aia se desface Adidas-ul și în Adidas. Sau, trece un autobuz și pe autobuz e un banner mare, ți-ai ales cartea cu tare. Sau, are un tricou care se schimbă cu cartea cu tare. Tot felul de metode. Eu nu o să fac niciuna dintre ele. Păi eu pur și simplu o să scot o carte de joc și o să o pun pe masă. Pentru prima dată cu voce tare, care carte la care te gândești și e doar în mintea ta. 6 de trepte. Asta poți să tai, dar mai du-te și... Mă supără lucrurile astea. Asta că nu e doar... Asta... Că eu am făcut un intro, am filmat deja un intro în care am zis că mă duc la Toma la studio și că ți-e place magia, de ești analitic și ești de ăsta care ești, vrei să deconstruiești tu totul, să știi. Și zic atunci o să mă duc să fac un truc simplu, care nu e nici spectaculos, nici vizual, nici nimic. Te-ai gândit la o carte și nici nu ating, stai, uite așa. Tu-ți dai seama că nu o să dorm la noapte? Uite așa, noi m-am uitat la... Gata. Ăsta e trucul. Ok, am oprit camera. Cum... Cum ai făcut-o? Magie. Păi, când mi-am vândut primele 12 suflete... That makes sense. Am avut inclus în pachet și chestia asta, că bă, la un moment dat poți face un truc tare, tare. Știi, poate să atingi cărțile. Și l-ai folosit în seara. Și l-am folosit aici. Dacă ar fi reală chestia asta, ar fi atât de mult. Sunt în punctul în care am trecut de jumate, mai mult cred că chiar și-a vândut sufletul când face de-astea. Oricât de analitic sunt și oricât mă gândesc, sunt acolo, în care e o parte din mine care zice, bă, e magie cumva, e cumva magie, e o părticică. Și mă bucur încă e, că dacă știi cum e făcut, nu m-aș bucura de el. Asta mă bucură. Dar știi cum se încheie vlogul? Dacă vrei să fii vlogger adevărat. Cu palma spre... Se încheie așa. Din enumerația aia, el a avut niște cuvinte cheie și ți-a uitat. Eu am reacționat când el a zis niște cuvinte cheie și el a știut că e 6 de treflă, pentru că am avut eu niște reacții la niște cuvinte pe care a zis el.